Bună ziua, numele meu este Oprea Marius, am 43 de ani și am fost operat de diabet de tip 2 în Turcia. Pe scurt o să vă spun cum am aflat despre această boală. În urma unei frumoase aventuri la pescuit, întorcându-mă acasă, am constatat stări de oboseală puternică, furnicături, chiar o anumită transpirație care nu mi s-a părut absolut deloc normal. Trecând ceva timp de când aveam aceste stări, am luat decizia și datorită stării mele de sănătate și a greutății care o aveam, am luat decizia să merg la un nutriționist. Primul lucru, când am ajuns la nutriționist, mi s-au măsurat valorile glicemiei, lucru care nu a putut fi efectuat deoarece aparatul nu înregistra. Valoarea glicemiei era foarte mare, mi se afișa too high. Imediat a fost un șoc, ca să spun așa. Am refuzat să cred acest lucru, dar din păcate nu am avut ce face și a trebuit să mă obișnuiesc cu ideea. Asta s-a întâmplat în anul 2016. De atunci am continuat cu, bineînțeles, tratamentul care este recomandat oricărui pacient de diabet de tip 2. Psiofor și celelalte. Nu a fost deloc ușor, iar în anul 2020, în luna noiembrie, am avut și COVID, lucru care a făcut ca glicemia mea să cunoască valori foarte ridicate. Am consultat medicul diabetolog care mi-a recomandat insulină. Acest lucru nu l-am suportat mai deloc, nu m-am obișnuit deloc cu această idee și nici nu m-am simțit foarte bine. Lucru care m-a determinat să-mi pun anumite întrebări, să caut, să cercetez. Norocul meu a fost că am un prieten pe nume Georgel Dina, care dânsul l-a cunoscut pe domnul Ensar Duman și s-a operat de diabet de tip 2 în Turcia. N-am ezitat prea mult, l-am cunoscut și eu pe domnul Ensar Duman, am venit la clinica dânsului, mi-a explicat pe larg în ce constă această operație, mi s-a adus la cunoștință absolut totul, inclusiv faptul că nu este o operație de micșorare a stomacului, este o operație de diabet, lucru pentru care eu venisem la dânsul, pentru că principala mea problemă era diabetul de tip 2. Deci după ce mi s-a explicat absolut totul referitor la operația de diabet, foarte repede am luat decizia de a merge la Istanbul și de a face această operație. Practic, cred că a durat, din momentul deciziei, maxim 10 zile am fost deja la Istanbul, la clinică. Acolo ceva deosebit, chiar nemai întâlnit, totul organizat la superlativ, începând de la aeroport, de când ești așteptat, condus la hotel, a doua zi la clinică. La clinică totul a decurs extraordinar, numai o clipă senzația că te afli practic într-un spital. Ajuns acolo am făcut un set complex de analize în care mi s-au stabilit anumite valori, iar echipa de specialiști de acolo au luat decizia că eu sunt operabil. Practic a doua zi am intrat în sala de operație unde a avut loc intervenția. Domnul profesor mi-a spus că a durat 2 ore 30, un lucru foarte ok în opinia dânsului, totul a decurs extraordinar de bine. Practic, cum am trezit în rezerva unde am stat, mi s-a recomandat să mă ridic, să fac pași, să merg la baie și toate cele. O clipă numai senzația că ești într-un spital. Totul este foarte, foarte bine organizat, totul este la superlativ. A urmat perioada postoperatorie, în care deja am simțit că sunt mai bine, mult mai bine.
deja alimentația mea s-a schimbat radical. Nu luam nicio pastilă, absolut nicio pastilă, nu mai făceam insulină. Totul a fost nou, un nou început, atât pentru mine, cât și pentru familia mea. A urmat în ziua 14, am venit la clinica domnului în Sardoman, unde am scos firele. Tot la recomandarea echipei medicale mi s-a spus să mă comport absolut normal, să nu fac rabat absolut de la nimic, să-mi continui viața exact cum o făceam și până în operație, din contră, mult mai bine și mult mai ușor acum. Au trecut aproximativ 4 luni de la operație și mi-aduc aminte, nu pot să spun cu plăcere, de clipele când trebuia să-mi iau medicamentația, să-mi fac insulina, să mănânc la un interval orar, să mănânc întărit. Cu toate aceste eforturi, tot aveam simptomele care le cunoaștem, furnicături, transpirații, stări de oboseală, toate aceste senzații neplăcute. Mi-aduc aminte, cum spuneam, cu oarecare neplăcere. De aceea mă felicit pentru decizia care am luat-o și recomand cu toată căldura absolut tuturor care au nevoie această operație de diabet de tip 2 și, bineînțeles, clinica Ensardu Man.